Două dintre blocurile de locuințe sociale din cartierul Obor se confruntă cu probleme. De mai multă vreme, la subsolul acestora se află adevărate bălți formate de apa caldă care ar trebui să ajungă în casele locatarilor. Apa încălzită de panourile solare montate pe blocuri coboară prin instalația montată pe peretele exterior într-un bazin mare, de unde este distribuită către apartamente. Pe marele boiler se observă cum apa se prelinge și formează bălți, de unde și miros de mucegai, lucru deranjant pentru chiriași și locuințe sociale. Am primit și o sesizare la primărie în acest sens. Deja am trimis băieții pe teren, au verificat, este adevărat, la unul din bălile din AB1 curge apa pe paviment. Astăzi se vor rezolva toate aceste defecțiuni și se verifică la toate blocurile din zonă, pentru că tot avem echipa pe teren. Defecțiunea instalației se produce frecvent, cu toate că sistemul de încălzire prin panouri solare este încă în garanție. Este o defecțiune care apare frecvent, este vorba de legătura de la boiler și instalația solară și panourile solare de pe bloc. Oamenii trebuie să se aștepte ca după remedierea situației să reapară această situație? Acum știți cum este. În momentul în care apare, așteptăm o sesizare de la oamenii din zonă. Lucrarea este încă în garanție, așa că noi imediat anunțăm constructorul care a făcut această lucrare să vină să-și remedieze defecțiunile. Cele patru blocuri de locuințe sociale din cartierul Obor, pe lângă alte clădiri din oraș, au fost parte dintr-un proiect prin care s-a dorit asigurarea necesarului de apă caldă menajeră, precum și pentru utilizarea energiei solare, care sursă principală de energie termică. Valoarea totală a proiectului a fost de 2,2 milioane de lei.